Oameni buni, aceasta este surpriza despre care vă vorbeam. Vedeți dumneavoastră, am pus aici un podium în care îi numerotat locul 1, 2 și 3. Vă dau citire unei hotărâri ale Consiliului Local numărul 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Am făcut lucrul acesta pentru că este un moment deosebit, pentru că acei care sunt declarați cetățeni de onoare cu aprobarea Consiliului Local sunt cetățeni care îi elogiem și îi omagiem de fiecare dată la diferite evenimente. Gândindu-mă astăzi că va fi multă populație aici alături de noi, dau citire încă o dată, după cum vă spuneam, hotărârea 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, care rog să vină alături de mine și să urce aici pe podium, pentru rezultate deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice. Invit alături de mine pe președinta clubului sportiv Onești, doamna Ingrid Istrate. Invit alături de mine antrenorul pe Ghiță Maftei, a cărei soție este de aici, din localitatea noastră, și vă dau citire, se aprobă cu un număr de 17 consilieri prezenți, așa, acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Cu această ocazie, țin să mulțumesc Consiliului Local care a aprobat în unanimitate cu 17 consilieri și au promovat, totodată și-au aprobat un premiu în bani de 5.000 de lei, deci 50 de milioane în bani vechi, din partea primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a plecat de la o vârstă fragedă de acasă, de mijlocul părinților, are 20 de ani, stă imediat aici, în imediata apropiere, are un CV-ul aici, dar n-aș vrea să-i dau citire, decât vreau să vă spun că a fost premiată, scrie așa, multiplă campioană națională la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la juniori, la Jocurile Olimpice Tineret, locul 1 și locul 3, campioană europeană la juniori, campioană europeană iarăși la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la seniori, campioană europeană iar la juniori, campioană mondială la seniori. Iar în anul 2022, în anul 2022, la Bogota, în Columbia, a obținut medalia de argint. Medalia de argint și acolo a primit un premiu, sigur, toți dumnealor au fost premiați. Nu puteam să stăm nepăsători conducerea primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a dus numele de Dofteana în Columbia, în Bogota. Acest antrenor, Ghiță Maftei, această doamnă care o vedeți aici, doamna Ingrid Istrate, care este președintele clubului sportiv Onești, care i-a acordat maximul de atenție. Domnișoara, știți că provine de aici, din localitatea noastră, dintr-o familie de oameni simpli, în care i-a acordat primul sprijin și au dus-o la clubul sportiv. Dumnea ei, cu multă sârguință, cu multă pricepere, cu multă îndemânare, s-a urcat pe primele locuri și ne onorează pe noi în calitate de reprezentanți ai comunității și nu numai, avem asemenea nume în localitatea noastră. Domnișoara, felicitări! Din partea noastră, prezentați dumneavoastră, doamna viceprimar, o plachetă, o diplomă. Bacău, domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Onești, Bacău, în semn de recunoștință și prețuire pentru rezultatele sportive deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene și mondial-olimpice prin practicarea sportului de performanță halter. Felicitări, domnișoară! În mână și această bachetă, vă rog să aduceți florele.
în mânăm. O frumoasă floare domnișoarei și doamnei Ingrid președintele. Vedeți, dumneavoastră, poate spuneți faptul că, băi, dar sunt și un pic la antrenori, chiar nu lați nimic. Oricum, nu o să o las chiar așa. Fiecare vor fi la momentul respectiv. Deocamdată astăzi nu vă dau sfaturi, dar vă dau multe felicitări și la mai mare. Să aveți cât mai mulți premiați, nu numai din Comuna Dofteana, de peste tot. Uitați, doamna viceprimar, vă dat o șampanie. Poate are pretenții să o beți împreună la noapte. Da. Da. Mulțumim frumos și dau un pic cuvântul doamnei președinte de club. Bună ziua și la mulți ani! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este pentru prima oară când particip la un spectacol de dating, chiar dacă sunt oneștean, că n-am ajuns până acum și mulțumesc pentru asta. Dar în mod special vreau să mulțumesc domnului primar, fiindcă mi-a dat ocazia să vă mulțumesc dumneavoastră părinților, care ne-ați permis intrarea în curțile dumneavoastră, care ne-ați acordat încrederea și ne-ați dat copiii dumneavoastră, fiindcă nu doar Mihaela este sportiva clubului municipal din Onești, ci mai avem niște copii, niște copii care sunt toți medaliați național și sperăm să urce cât mai sus. Dar astăzi este vorba despre Mihaela. Mihaela care de 10 ani de zile a plecat de acasă, care a venit în curtea clubului și de 10 ani muncește cu foarte mare seriozitate și disciplină. Și ceea ce a realizat Mihaela la momentul acesta au realizat foarte, foarte puțin sportiv. Și de ce vă spun asta? Fiindcă Mihaela este încă junioară. Mihaela anul acesta a reușit să aibă 3 recorduri europene la juniori și nu numai atât, a plecat în Columbia la campionatul mondial de seniori, junioară fiind, și a reușit să urce pe podium la locul 2, de aceea eu m-am dat jos de pe podium, că am zis că podiumul nu este al meu, este doar al Mihaelei și vreau să cred că va rămâne pe prima treaptă a podiumului. Mihaela a reușit la acest campionat mondial să obțină inclusiv recordul european de seniori. A muncit foarte mult și muncește foarte mult. Eu știu și am spus de fiecare dată că acest lucru o obligă în continuare, o obligă să ducă numele localității Dofteana, a Oneștiului și a României mai departe. Noi ne punem toate speranțele în ceea ce înseamnă performanța Mihaelei, iar eu la momentul acesta pot să spun că pot gira că Mihaela ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Eu vă mulțumesc pentru tot, vă mulțumesc domnilor pentru faptul că ne acordați încrederea, îi mulțumesc domnului primar pentru ziua de astăzi și pentru ceea ce face pentru Mihaela, doamna viceprimar, cu toate mulțumirile și toată considerația. Îi mulțumesc antrenorului ei, Gheorghe Maftei, care toată viața și-a dedicat-o doar sportului de performanță și a fiicei dumnealui, care astăzi nu este prezentă, Cristina Maftei. Și în încheiere vreau să vă urez în primul rând sănătate multă pe noul an și cum și eu am avut un mentor lângă mine care m-a învățat ceea ce știu astăzi, am învățat și vorba lui care spune foarte mult, inimă bună. Asta vă doresc pe noul an, inimă bună, și când mă refer la ea, mă refer la sănătate, la sufletul pe care ar trebui să-l avem și la tot ce întrunește o inimă. Și vreau să-i dau cuvântul Mihaelei să vă adreseze câteva cuvinte și, nu în ultimul rând, mulțumesc familiei Mihaelei. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc în primul rând pentru această primire, pentru acest titlu unic de a fi cetățean de onoare a Comunei Dofteana. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului primar, doamnei viceprimar, doamnei Ingrid Distrată, domnului antrenor și antrenorilor mei de lot și nu în ultimul rând părinților mei care mi-au dat viață. Nu mă așteptam să pot urca pe cele mai înalte trepte atât de repede, eu fiind junioară, și pentru mine asta este o mândrie. Sunt foarte mândră că fac parte din Comuna Dofteana, pentru că reprezint Dofteana și reprezint țara România. Mi-aș dori ca și fratele meu Lucian să ajungă la fel de departe ca și mine, sau chiar mai mult.
Ceea ce vreau să promit este că după calificarea de la Jocurile Olimpice să mă întorc cu o medalie de acolo. Vă mulțumesc, un an nou fericit și sărbători fericite! Vă mulțumesc, domnișoară, vă înmânez suma de 5.000 de lei, 50 de milioane în bani vechi. Așa, sigur că dumneavoastră meritați mai mult. Știți că e vorba de la Dumnezeu mai mult, de la noi doar cât se poate și cât ce putere are bugetul local. Aș vrea să-i dau cuvântul doar atât. În 5 minute, domnul George Cojocărescu. Veniți, haideți cu scurtul dumneavoastră program. Dumneavoastră, vă mulțumesc, vă sărut mâna și la mulți ani. Și pentru faptul că Mihaela este sportivă anului anul acesta, bineînțeles că de fiecare dată sportivul anului își primește sigla în aur pentru a-i rămâne gravată cu anul în care a fost declarat sportivul anului, Mihaela deja o primește pentru a treia oară consecutiv. Da, felicitări! Felicitări, doamnă! Felicitări, domnul Șoare! Haideți!